Bianca, în fiecare an o medalie de aur pentru tine la nivel european. Cum te simți acum după ce ai câștigat aurul la dublu feminin? Da, pot spune că pentru mine este o tradiție, deoarece în anii precedenți am reușit de asemenea să câștig medalia de aur. În anul 2021, în proba, desigur, de dublu, alături de Annette Kaufmann din Germania. În anul 2022, la campionatele europene de junior, tot împreună cu Natalia Bogdanović din Polonia la dublu. Și anul acesta, în 2023, la campionatul european sub 21, în vârsta de sub 21, am reușit să câștig medalia de aur împreună cu Mia, tot din Germania. Este o bucurie pentru noi, desigur nu ne-am așteptat pentru că este prima dată când facem dublu împreună, dar pot spune că ne-am potrivit de altfel la stilul de joc. M-a ajutat enorm de mult pentru că ea poate să încurce desigur foarte mult pentru că are material și asta cred că ne-a ajutat foarte mult. Cum v-ați ales? De ce ai ales-o pe ea? Sau cum ai ajuns să joci cu ea? Cum am ajuns să joc cu ea e o întrebare foarte, foarte grea, pentru că rămăsesem amândouă pe lista de așteptări la dublu și antrenorii noștri au vorbit unii cu ceilalți și au zis că e perfect, face împreună și cred că poate să iasă, poate ieși o combinație destul de bună. Cum sună asta, să nu ai partener, să ajungi pur și simplu să joci cu cineva și să câștigi medalia de aur? Eu cred că vine totul de la sine, deoarece atunci când nu ai mai făcut cu acea persoană, poți să te aștepți de la orice. Poate să fie rezultate mai puțin bune sau pot fi rezultate mai bune, desigur. Cred că ne-a reușit foarte bine. Noi suntem și prietene foarte bune, ne cunoaștem de ani de zile și asta ne-a ajutat. Care a fost secretul din finală? Parcă finala a apărut cumva așa, la îndemâna voastră, chiar dacă în primul set a fost altceva. Da, am încercat să ne controlăm și să ne focusăm pe meci. Nu a fost pentru noi o finală ușoară, dar poate că doar poate a apărut asta. Am încercat să comunicăm cât mai mult și să vorbim, deoarece ucrainencele, fetele din Ucraina, nu au un stil atât de apropiat de al nostru și pot încurca și mai mult, pentru că mingea vine puțin mai urâțel, nu vine atât de dreaptă precum ne așteptăm de la toți ceilalți jucători. Petreci tu un pic după medalia asta de aur? Aș vrea să petrec, dar am început să fiu puțin răcită. Eu o să încerc să mă bucur cât mai mult, poate să mănânc puțin mai mult, cine știe, dar cred că o să mă pot bucura. Acum vreau să spun împreună cu colega ta ceea ce ați reușit voi să faceți aici la Sarajevo. Now, one, two, three. Suntem campionat europene.